Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. 11 candidați vor lupta pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Ultimii trei concurenți electorali, Victoria Furtună, Natalia Morar și Tudor Ulianovski, au fost înregistrați astăzi de către CEC. Candidatul CUB, Igor Munteanu, nu a fost admis în cursa electorală pentru prezidențială deoarece nu a prezentat un număr suficient de semnături valabile. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Igor Munteanu în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează locuitorii capitalei care au cumpărat ouă de la 8 gherete din oraș să nu le consume deoarece sunt infectate cu salmonela. Ultimii trei candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova au fost înregistrați astăzi în cursa electorală de către CEC. Este vorba de fostul procuror anticorupție Victoria Furtună, jurnalista Natalia Morar și ex-ministrul de externe Tudor Ulianovski. Astfel, în buletinul de vot pentru alegerile din 20 octombrie vor fi 11 candidați. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se înregistrează doamna Victoria Furtună în calitate de candidat la funcție de președinte a Republicii Moldova, desemnată de către Adunarea Cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. A fost înregistrat și simbolul electoral al candidatului, care reprezintă un pătrat în mijlocul căruia este un porumbel alb. Și jurnalista Natalia Morar intră de astăzi în cursa pentru funcția de președinte. Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se înregistrează doamna Natalia Morar în calitate de candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, desemnată de către Adunarea Cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Simbolul electoral al acesteia va fi format din cuvântul Morar și cifra 2024. Fostul ministru de externe în guvernul Filip, Tudor Ulianovski, a fost înregistrat în cursa pentru prezidențiale cu votul a 7 membri CEC. Comisia Electorală Centrală hotărăște. 1. Se înregistrează domnul Tudor Ulianovski în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Adunarea Cetățenilor pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Simbolul candidatului desemnat de Adunarea Cetățenilor va fi reprezentat de un cerc de culoare neagră, în mijlocul căruia sunt două litere, T și U, de culoare albă. În total, în buletinul de vot vor fi 11 candidați. Primul pe listă va fi Alexandru Stoianoglo, fiind urmat de Maia Sandu, Renato Usatăi cu numărul 3, după care urmează Vasile Tarlev, Irina Vlah, Ion Chicu, Andrei Năstase, Octavian Țicu, Victoria Furtună, Tudor Ulianovski și Natalia Morar. Candidatul CUB, Igor Munteanu, nu a fost admis în cursa electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Motivul invocat de membrii CEC a fost numărul insuficient de semnături valabile. Pornind de la faptul că nu au fost respectate prevederile legale ce țin de condițiile de validitate privind numărul minim necesar de semnături ale susținătorilor ce provin din cel puțin jumătate din numărul unităților administrative teritoriale de nivelul al doilea, Comisia Electorală Centrală hotărăște. Se respinge cererea de înregistrare a domnului Igor Munteanu în calitate de candidat la funcție de președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare. Pentru a fi înregistrat, un candidat trebuie să prezinte cel puțin 15.000 de semnături. Decizia poate fi contestată în termen de 3 zile la Curtea de Apel. Munteanu nu a fost prezent la ședința CEC. El însă a scris pe pagina sa de Facebook că va solicita explicații de la autoritățile electorale, precizând că plafonul stabilit de codul electoral a transformat procedura de validare într-un instrument de represalii politice contra candidaților incomozi partidului de la conducere. Reprezentanții PAS au respins învinuirile aduse. A rămas o singură zi în care alegătorii pot declara noul loc de ședere la prefectura de sector sau la primăria localității unde se află în prezent. Asta le va permite să voteze în orașul sau satul unde se află, fără a fi nevoit să meargă după recipisă în localitatea unde își au domiciliul sau reședința temporară. Dacă în ziua alegerilor nu vei fi în localitatea în care ai domiciliul, iată ce trebuie să faci. Depune declarația de ședere la pretura de sector sau primăria din localitatea în care te vei afla în ziua votării. Prezintă buletinul de identitate și declară-ți locul de ședere. Astfel, vei fi inclus în listele electorale de bază la secția de votare unde vrei să votezi.
Registratorul va face mențiunile necesare în registrul de stat al alegătorilor și va elibera o recipisă privind confirmarea faptului declarării locului nou de ședere. Concomitent, alegătorul va fi șters automat din lista electorală unde acesta își are domiciliul sau reședința temporară valabilă pentru a evita frauda la scrutinul și referendumul din 20 octombrie. Cei care vor să declare noul loc de ședere pentru a putea vota acolo o pot face până mâine inclusiv. Continuăm cu alte știri. Imagini dezolante vin de la Vâlți. Curțile de blocuri sunt pline de gunoi, deoarece întreprinderea de salubrizare nu reușește să strângă gunoiul, având mai multe autospeciale defectate. Foarte urât și foarte multe boli se răspândesc din cauza că cineva stă și miroase toată mizeria asta. Deci se întâmplă așa aici? În ultimul timp, da. Foarte des. Locuitorii din Bălți se plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost strâns gunoiul din oraș și sunt nevoiți să îndure un miros înțepător și un tablou dezolant pe lângă case. Revenim în jurnal cu reacția autorităților. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a lansat un apel către locuitorii capitalei care au cumpărat ouă de la anumite gherete din oraș. Consumatorii sunt rugați să nu le consume și să le returneze după ce s-a descoperit că acestea sunt infectate cu salmonela. Ouăle provin de la o fermă de găini din satul Târnova, raionul Dondușeni, iar peste 1000 au fost depistate și ridicate din comerț în urma controalelor inopinante ale ANSA. Aceste ouă provin de la un efectiv de păsări, la care în urma analizelor de laborator din hală, deci agentul economic a efectuat, conform la hotărârea Guvernului 398, a efectuat analiz laborator cu scop de autocontrol, respectiv s-a depistat rezultat pozitiv la salmonella enteritis. Controlele inopinate au avut loc în perioada 19-20 septembrie la mai multe gherete din capitală, iar la 3 dintre acestea au fost depistate ouă de găină contaminate cu salmonella, fiind vorba de circa 1200 de unități. Salmonella este o infecție bacteriană gastrointestinală care se manifestă prin febră înaltă, frisoane, cefalee, crampe abdominale și greață. Apel către oameni să nu achiziționeze ouă cu codul TN006. Iar în cazul în care au procurat astfel de ouă, ce se fac cu ele? Să le returneze înapoi de la punctul de comerț la care le-au achiziționat și solicite bani. Potrivit ANSA, ouă contaminate cu salmonella pot fi comercializate și acum la unele gherete de pe străzile Sarmi-Segetuza, Independenței, Ion Creangă și altele. Agenția a solicitat retragerea urgentă de pe piață a acestor produse. De asemenea, nu este exclus că ouăle au fost vândute și în alte locuri neautorizate din alte localități ale țării. Agentul economic nu conlucrează cu ANSA. Este vorba de compania din Dondușeni, Rediagro, care ar urma să fie amendată. Am încercat să obținem o reacție de la acest producător, însă responsabilii nu au răspuns la telefon. Un bărbat din Ialoveni condamnat la ani grei de pușcărie pentru viol și tâlhărie și a anunțat în căutare națională și internațională a fost reținut în Rusia și extrădat. Potrivit poliției, în februarie 2014, fiind beat, a comis două violuri amenințând victimele cu moartea. În 2016, bărbatul a fost condamnat la 15 ani de închisoare și a anunțat în căutare națională și internațională, iar acum a fost extrădat pe calea aeriană și predat autorităților Republicii Moldova. Un tânăr de 21 de ani a ajuns pe mâna poliției după ce a furat mașina pe care o vânduse cu ceva timp în urmă. Potrivit oamenilor legii, acesta avea o cheie de rezervă cu care a reușit să deschidă automobilul, fiind surprins pe străzile capitalei. Automobilul a fost depistat la el acasă. Potrivit poliției, individul mergea pe stradă, iar la un moment dat a observat fosta sa mașină de marca Mazda, pe care a vândut-o unei persoane. Astfel, a folosit cheia de rezervă pe care o avea, a urcat în mașină și a plecat. Camerele de supraveghere l-au surprins pe acesta cum se deplasa pe o stradă din capitală.
După ce proprietarul s-a adresat la poliție, oamenii legii au identificat tânărul, iar automobilul a fost găsit acasă la el. Poliția a descoperit că mașina a fost vândută fără întocmirea certificatului de înmatriculare și a actului de proprietar. Acum tânărul este cercetat penal în stare de libertate, iar conform legislației, acesta ar putea fi amendat cu 67.500 de lei sau închisoare de până la 3 ani. A fost alertă aseară în autonomia Găgăuză după ce un copil de 3 ani a ieșit din curtea casei și a plecat într-o direcție necunoscută, ținând cont de faptul că în adiacentul locuinței de unde a dispărut băiatul este o zonă împădurită și mleștinoasă. Zeci de polițiști din Comrat și colegii lor din subdiviziunile specializate au ieșit pe alarmă cu ridicarea dronelor în căutarea copilului. În cadrul operațiunii de căutare au fost implicați și voluntari. Peste câteva ore băiețelul a fost găsit pe un deal, iar apoi dus părinților săi. Noua Filarmonică Națională rămâne în continuare doar pe hârtie. Astăzi se fac 4 ani de când clădirea veche a fost mistuită de flăcări și mai bine de un an de când a fost anunțat proiectul câștigător în baza căruia va fi reconstruit un nou sediu, dar lucrurile rămân neschimbate și lăsate în paragină la propriu. Ministerul Culturii spune că abia la sfârșitul anului viitor va afla costurile exacte ale proiectului, dar și condițiile de finanțare după ce Banca Europeană de Investiții va veni cu o analiză în acest sens. Intenționăm să reconstruim aici o filarmonică modernă. Probabil vom merge pe soluția a doua, adică demolarea. Suntem în căutare de contractarea unui credit. S-a tărăgănat foarte mult, ca și timp. După aia, noi am făcut demersuri de nenumărate ori și n-am fost auziți. Pentru noi, clădirea filarmonicii este o prioritate. Tragem linia. Tabloul de la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici rămâne același. Deși în cei 4 ani s-au tot făcut promisiuni, clădirea Filarmonicii Naționale rămâne în paragină și astăzi. Doar ruinele care au mai rămas din scenă amintesc că aici, odată, era o sală de spectacole, iar pe locul unde erau scaunele pentru spectatori, astăzi este moluz, cresc copaci și buruieni. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, anunță că nici la anul nu va porni construcția unei noi filarmonici. În anul 25 o să terminăm efectuarea unui studiu de fezabilitate pe care îl facem împreună cu Banca Europeană de Investiții. Acest studiu va arăta exact costurile și posibilitățile de construire a acestui edificiu. Asta înseamnă că deocamdată nu s-au găsit bani. Acum un an și jumătate, o echipă de arhitecți din Germania a câștigat proiectul în baza căruia se va reconstrui clădirea. Atunci acesta a fost estimat la 75 de milioane de euro. Deci acea sumă care vorbeam anterior era una foarte aproximativă. Ea nu se baza pe un studiu exact și pe un calcul exact. Studiul de fezabilitate pe care îl facem împreună cu Banca Europeană de Investiții va veni să spune exact care ar putea fi costurile și condițiile de finanțare. Potrivit proiectului 3D, noul edificiu ar urma să fie unul modern cu o scenă imensă interioară și una de vară, însă cel mai mare accent se va pune pe acustica de ultimă generație. Între timp, artiștii filarmonicii, împărțiți în 3 colective, fac repetiții la Palatul Republicii, un spațiu deloc potrivit pentru orchestră, spun aceștia. Ne lipsește o sală destinată anume repetițiilor, spectacolilor, pentru că are și o acustică corespunzătoare și e nevoie pentru orchestră. Ne pare rău că până ziua de astăzi nu s-a făcut nimic la acest capitol pentru a face filarmonică, pentru a ne simți noi ca acasă din nou. Ne-am dorit ca aceste decizii să fie luate mai operativ. Așteptăm cu sufletul la gură aceste schimbări, acești pași, primii pași ca să pornim, să urnim această problemă din loc. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a ars acum 4 ani pe 24 septembrie. Incendiul a izbucnit la o anexă care se afla în reparație. Flăcările au distrus ambele săli de concerte, instrumente și biblioteca cu manuscrise. Deși valoarea pagubelor este greu de estimat, artiștii susțin că, împreună cu filarmonica, a ars o întreagă epocă.
Astăzi, în cadrul campaniei lansate la 25 de ani de ProTV, vom trăi o experiență mioritică, descoperim împreună păstoritul. Așa e din străbun lăsat, obicei frumos prânsat, cu păitul oilor, dragostea feciorilor și bucuria mândrelor. Mergem cu oile pe pășune, învățăm să facem brânză de oi și cunoaștem tradițiile păstoritului astăzi la știrile ProTV de la ora 20. Ploile abundente din ultima vreme au compromis recolta de prune și struguri. Fermierii spun că fructele și bobițele au crăpat și au început să se strice. Zilele trecute, în piețele din Căușeni, un kilogram de prune costa între 8 și 10 lei, iar strugurii ajungeau și la 25 de lei pentru un kilogram. Ploile torențiale de la sfârșitul săptămânii trecute au afectat grav culturile de toamnă din mai multe raioane ale Republicii Moldova. Cel mai mult au avut de suferit livezile de prune și podgoriile de struguri. Fermierii din raionul Căușeni afirmă că din cauza apei fructele au crăpat, iar procesul de putrezire a început rapid, în special în cazul prunelor și strugurilor, care erau deja coapte și pregătite pentru recoltare. Iată, uitați-vă, sunt crăpate. Iată aici, ia. Nu, asta e viața. Roada noastră este bunișoară, nu putem să spunem că nu, dar ploile din această perioadă ne-au afectat. Au început a crăpa. Această femeie spune că a reușit să culeagă o parte din struguri până au început ploile. A reușit muscatul și l-am cules și da, surucieniu e că de când noi o creștem, abia acum la ploile este e o plesnit, dar e așa nu plesnit. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile de peste vară, cu secetă prelungită și fluctuații de temperatură, producția a fost cu mult redusă față de anii precedenți, spun comercianții. Chiar și așa, prețul prunelor oscilează între 10 și 12 lei pentru un kilogram, iar oamenii le cumpără pentru a face magiun. De mâncare, de varenie și varici. Și cum vi se pare prețul? Nu... De nașii pensii, dorgă. Ploile torențiale au creat pagube mari în toată țara. Cele mai afectate au fost raioanele din centrul și sudul țării, în special Cantemir, Leova, Ialoveni și municipiul Chișinău. Atunci când autoritățile locale nu se pot înțelege, suferă oamenii. Locuitorii din Bălți se plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost strâns gunoiul din oraș și sunt nevoiți să îndure un miros înțepător și un tablou dezolant pe lângă case. Întreprinderea municipală responsabilă de evacuarea deșeurilor spune că nu poate face față volumului mare de lucru pentru că autospecialele s-au defectat, iar primăria nu vrea să aloce bani pentru reparația acestora. Primarul de Bălți a refuzat să comenteze situația. Locatarii blocurilor de pe strada Vasile Coroban din Bălți se plâng că de mai bine de o săptămână nu a fost evacuat gunoiul din tomberoanele de lângă casele lor. Acestea sunt pline ochi, iar oamenii aruncă deșeurile lângă platformă. Очень плохо. Такого у нас никогда не было. Это ужасно, тут и мошки кусают, и это же грязь, мы дышим этим. Да это уже где-то вторую неделю, или уже две недели тому назад. Это, наверное, уже хотят нам поднять цены на... Foarte urât și foarte multe boli se răspândesc din cauza că și nevastă și miroas toată mizeria asta. Deci se întâmplă așa aici? În ultimul timp, da. Сейчас осень, закрутки, закатки, виноград, арбуз, гагашары. Это ж все, это хорошо, что оно в кульках, а если бы оно... Același tablou îl găsim și pe strada Tudor Vladimirescu din oraș. Și aici, tomberoanele pline îi nemulțumesc pe oameni care se plâng pe mirosul urât și pe mizerie. Мы звонили по поводу этого, но никто не ответил нам на этот вопрос. Все хуже было. Вообще, вот тут не подойти к мусорке было. Мусор разносится, дай Боже. Это еще и люди у нас такие. Так
такое воспитание. Знаете, бросают где попало, где угодно. Cristina Șochirca, șeful interimar al întreprinderii municipale Direcția Reparației și Construcției Drumuri Bălți, instituție responsabilă de evacuarea deșeurilor, a declarat că din cauza că mai multe autospeciale s-au defectat, cele rămase nu pot face față volumului mare de muncă. Primăria отказывается в лице Александра Степановича работать с муниципальным предприятием ДРСУ. По причине этого не могут закупаться новые мусоровозы. ДРСУ работает в две смены. Последний вывоз производится после 8 часов, то есть машины возвращаются к 10 домой. Работники работают, делают все возможное. Более того, те участки, где мы должны собирать мусоровозами, мы собираем их, выгребая весь тот мусор с контейнеров руками. Primarul orașului Бălți a refuzat să ofere un comentariu. Eu nu spun că nu există problemă. Eu spun că există problemă și noi putem cu dumneavoastră să discutăm. Nu e problemă. Aici la patru. V-am telefonat pe dumneavoastră ca să ne opriți această reacție. Noi cum pierdem timp prin așa ceva. Haideți, vă rog, veniți la Бălți. Nu e departe. Două ore sunteți aici. Bine? Mulțumesc mult. Și la începutul anului, orașul Бălți s-a confruntat cu aceeași problemă. Atunci, întreprinderea municipală spunea că primăria trebuie să aloce bani pentru a repara 5 autospeciale defectate. De cealaltă parte, primarul declara că instituția are banii necesari și îndemna responsabilii să se apuce de treabă. Europa încă nu scapă de ciclonul Boris. Marea Britanie a fost lovită de precipitații puternice, a plouat într-o zi cât pentru două luni, iar mulți șoferi s-au trezit captivi în mijlocul șuvoaielor. Inundațiile fac ravagii și în alte țări de pe continent. 80 de alerte rămân în vigoare. Unde a mai lovit furia naturii, aflați în jurnal. Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie în contextul deteriorării situației de securitate în regiunea Orientului Mijlociu. Astfel, moldovenii sunt îndemnați să evite orice deplasare în Liban și Israel. Avertizarea a fost emisă după ce în ultima vreme s-au intensificat atacurile dintre Hezbollah și armata israeliană. Ministerul de Externe îndeamnă cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Liban și Israel să manifeste vigilență, să urmărească instrucțiunile autorităților militare și civile, să limiteze călătoriile în nord și sud, fără mari necesități să nu părăsească domiciliul, iar în caz de tiruri să se refugieze în adăposturi speciale. Israelul a lansat în ultimele 24 de ore atacuri tot mai intense în Liban. Aseară a fost unul dintre cele mai sângeroase bombardamente din ultimii aproape 20 de ani. Oficialii libanezi vorbesc despre aproximativ 500 de morți, printre care 35 de copii. În tot acest timp, oamenii fug din sudul țării, spitalele se prăbușesc, iar școlile sunt închise și transformate în tabere de refugiați. A fost încă o noapte de foc în sudul Libanului. Armata israeliană anunță că a lovit până acum peste 1300 de ținte ale grupării Hezbollah și își continuă ofensiva. Oficialii de la Tel Aviv spun că se pregătesc să atace țintele teroriștilor din zona Văii Libanului, Beka. Ei spun acolo că Hezbollah ascunde acolo arme strategice în locuințele civililor și folosește populația drept scut uman. Allahu Akbar, bad, 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 bad. Hezbollah răspunde atacurilor cu rachete lansate dinspre Liban către baze militare din nordul Israelului, unde cel puțin două persoane au fost rănite. Loviturile vin după ce ieri a fost cea mai sângeroasă zi a conflictului dintre Israel și Hezbollah de la războiul din 2006 încoace. Până luni seară, Ministerul Sănătății libanez a raportat că 492 de persoane au fost ucise și peste 1600 au fost rănite în bombardamente. Oficialii au precizat că cel puțin 35 de copii s-au numărat printre cei uciși. Premierul israelian a declarat că scopul țării în operațiunile sale militare din Liban este de a scoate Hezbollah din războiul cu Hamas. I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. Please get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes.
Oficialii de la Beirut au denunțat ceea ce au numit un război psihologic după ce 80.000 de libanezi au primit mesaje pe telefoanele mobile prin care li se cerea să își părăsească locuințele. Autostrada principală care leagă sudul Libanului de capitală a fost blocată de mașini, fiind cel mai mare exod din ultimii 18 ani. Pentagonul a anunțat că trimite trupe suplimentare în Orientul Mijlociu prin prudență, iar Irakul a cerut statelor arabe o reuniune de urgență. Trupele Moscovei au început să ia cu asalt orașul ucrainean Ugledar din estul țării. Acesta este o fortăreață care a rezistat la două încercări de capitulare. Kievul a publicat imagini cu localitatea în ruine și cu zecile de explozii care răsună în același timp. Pe de altă parte, și alte regiuni din țara vecină au fost țintele loviturilor rusești noaptea trecută. Apărarea antiaeriană ucraineană spune că a doborât 66 din cele 81 de drone, dar rămășițele au provocat victime și pagube. Mai multe explozii s-au auzit în Zaporojie noaptea trecută. Oficialii spun că o dronă a lovit o instalație de infrastructură critică și câteva blocuri de locuit. O femeie și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite în Zaporojie. De altfel, peste regiunile ucrainene au fost lansate 81 de drone, majoritatea fiind distruse. Între timp, se pare că rușii au început un al treilea asalt asupra orașului Ugledar, aflat în est. Aceste imagini publicate de oficialii de la Kiev arată zeci de explozii care au loc simultan și clădiri învăluite de fum. Presa de stat rusă a declarat că orașul de pe vârful dealului din regiunea Donetsk, pe care unii îl consideră o fortăreață datorită rezistenței sale îndelungate la atacurile rusești, a fost atacat de pe două flancuri și că au loc lupte în estul așezării. Dar, potrivit ucrainenilor, militarii Moscovei nu au luat încă nicio poziție. Cu toate acestea, situația rămâne dificilă. Hărțile publicate ieri de Deep State sugerează că trupele ruse s-ar putea apropia în sfârșit de obiectivul lor, urmând să blocheze singura intrare rămasă la nord de oraș. Un analist ucrainean a spus că posibila cucerire a orașului fortăreață este o consecință a deciziei comandamentului militar de la Kiev, care a redistribuit o parte din echipamentele și personalul de acolo pentru a ajuta la apărarea centrului logistic Pokrovsk. Între timp, Volodymyr Zelensky, aflat în SUA, a declarat că el crede că războiul cu Rusia este mai aproape de sfârșit decât cred mulți și a făcut apel la aliați pentru a întări armata Ucrainei. De asemenea, liderul ucrainean a declarat la sesiunea plenară a summitului viitorului că îi invită pe toți liderii să continue să sprijine eforturile ucrainene pentru un viitor drept și pașnic. În centrul și sudul Marii Britanii a plouat într-o zi cât pentru două luni. Mulți șoferi s-au trezit captivi în mijlocul șuvoaielor, iar pompierii au fost chemați să scoată apa din sute de case. Prăpădul a continuat de asemenea în regiunea franceză Cannes și insula spaniolă Palma de Mallorca. Asemenea, puhoaie au măturat zone întinse din Anglia și Țara Galilor. Din cauza ploilor abundente, sistemul de canalizare a cedat și străzile au fost acoperite de apă. Nici Londra nu a fost cruțată de furia naturii. Acolo transportul public a fost afectat. 80 de alerte de inundații rămân în vigoare pentru cel puțin 7 regiuni din Regatul Unit. În plus, spre sfârșitul săptămânii, temperaturile scad simțitor. După ploi serioase, șuvoaie puternice s-au revărsat și pe străzile din Cannes. În doar 4 ore a plouat cât pentru o jumătate de lună. Și în alte locuri de pe riviera franceză, la Tibe, de exemplu, s-au produs inundații rapide, însă furtunile au pus stăpânire pe zone extinse din departamentul Alpii Maritimi. Acolo, mai multe școli au fost închise. Furtuna a adus necazuri și în Palma de Mallorca. Ploile torențiale au ținut unele avioane la sol. Traficul aerian a fost reluat spre seară, dar urmează o nouă zi cu emoții. Ploi serioase sunt așteptate pe insula Mallorca, cunoscute pentru plajele sale pitorești și vremea însorită.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.